Și părinții, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm că suntem înaintea lui Dumnezeu și mai mult de atâta, pentru că Dumnezeu a binecuvântat adunarea noastră cu un nou suflet, un suflet nou născut în adunarea voastră Domnului. Atât aici, în adunarea noastră la Gut, cât și la Roma astăzi, este un botez. Și asta este un lucru frumos, un lucru de care trebuie să ne bucurăm, că lucrarea voastră, Domnului, are pe viitor, are un viitor. Mă bucur mult să văd nașii, care am petrecut mult timp împreună la Roma, acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit pentru vreme. Nu mă așteptam să-i revăd și mă bucur foarte mult să-i revăd. De aceea Dumnezeu să le dăruiască putere și înțelepciune ca pe micuțul Serafim să aleagă tot ce este frumos de la ei. Aș vrea să citesc un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Din Cartea Judecătorilor. Cartea Judecătorilor începe cu un mesaj foarte trist, care zice că după moartea lui Iosua s-a ridicat o generație care nu mai cunoștea pe Domnul. O generație care s-a abătut de la căile Domnului și s-au depărtat de Dumnezeu. Și parcă astăzi vedem că și în mijlocul nostru, în poporul nostru, se ridică o generație care mai puțin vor să mai ia aminte la tot ce a lăsat părinții, la tot ce a lăsat sfinții părinți. Și trec spre o altă lume, spre alte lucruri. Același lucru s-a repetat și în Cartea Judecătorilor. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că au strigat și Dumnezeu i-a pedepsit. A trimis popoare care să-i asuprească. Și ei au strigat către Dumnezeu. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a auzit strigătele lor și și-a adus aminte de legământul făcut cu părinții lor. Nici de cum. Că Domnul cunoștea acea voce, cunoștea acel gând, acele buze care se apropie de Domnul, dar cu inima erau departe de El. Dar Domnul și-a adus aminte de legământul făcut cu părinții lor, cu părinții care au fost credincioși, cu părinții care au urmat și-o urma căile Domnului, în toate căile au fost și au împlinit toate ce Domnul le-a dat. Și pentru că astăzi este un botez, am ales un pasaj un pic mai lung. Nu vreau să fiu lung, doar câteva idei din acest pasaj. Pentru noi toți, nu pentru copil, pentru că el este prea mic ca să înțeleagă și să asculte. Poate cu vremea, cu timpul, vă auzi și tot ce a fost la botezul lui. Mă bucur atunci când mai sunt frați și spune, pe vremea mea mi-a zis tata că a fost un frate și a vorbit la adunarea mea de botez și a fost frumoasă, o adunare binecuvântată. Mă bucur foarte mult în momentele acestea care părinții mărturisesc copiilor ceea ce a fost la botezul lui. Este un probabil și o lumină care îl va călăuzi cum a fost la botezul lui și cine este el. Din Cartea Judecătorilor, capitolul 13, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâna filistenilor timp de 40 de ani. Era un om
în Țoreia, din familia lui Daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici un vin, nici băutură tare, să nu se mănânci nimic necurat. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Brinș nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei, omul lui Dumnezeu a venit la mine și a avut înfățeșarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățeșare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu i-am spus care este numele. Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele lui și până în ziua morții lui. Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai trimiți odată la noi, omului Dumnezeu, pe care l-a trimis și să ne învețe cum să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul Domnului a venit iarăși la femeie. Ea ședea într-un ugor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede de a da de veste bărbatului ei și i-a zis, iată că omul care venise în cealaltă zi la mine mi s-a arătat iarăși. Manoah s-a sculat, a mers după nevastă sa și s-a dus la omul acela și i-a zis, tu ai vorbit femeia acestea? El a răspuns, eu. Manoah a zis, acum, dacă se va întâmpla cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil? Și ce va fi de făcut? Îngerul Domnului a răspuns lui Manoah, femeia să se ferească de tot ce i-a spus, să nu guste nici rod din viță și să nu bea nici vin, nici băutură tare, să nu mănânce nimic necurat, să păzească tot ce i-am poruncit. Manoah a zis Îngerul Domnului, îngăduiește-mi să te opresc, să-ți pregătesc un iet. Îngerul Domnului a răspuns lui, Manoah, chiar dacă mai vrei, n-aș mânca din bucatele tale, dar dacă vrei, să aduci o ardere de tot, să o aduci Domnului. Manoah nu știa că este Îngerul Domnului. Și Manoah a zis Îngerul Domnului, care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului i-a răspuns, pentru ce îmi cer numele? El este minunat. O familie care se temea de Dumnezeu, o familie care am rămas rămășiță, care încă mai împlineau poruncile și tot ce a lăsat Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a binecuvântat. A venit, a trimis înger să aducă această veste. O mare bucurie a fost pentru familia respectivă. S-au bucurat atât de mult. Dar cel mai mult mi-a plăcut un lucru din tot acest pasaj. Că această familie a chemat pe Dumnezeu, s-a rugat Domnului, mai trimite odată pe înger la noi, să ne învețe, să ne învețe ce trebuie să facem copilului, ce să-i dăm copilului acesta. Într-o generație ca aceasta, care este învățătura care trebuie să o dăm fraților, copiilor noștri? Ce fel de învățătură trebuie să dăm
copiilor care la școală zi de zi au contact cu lumea, cu filistenii. Totul ține de noi. Ține de tot ceea ce am primit de la părinții noștri. Tot ce am păstrat. Și dacă nu păstrăm așa cum părintele Iosif, cum fratele Traian ne-a lăsat și ne-au mărturisit prin scrierile lor ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, aia să mărturisim fraților și noi, că noi n-am pipăit, dar părinții noștri poate că au pipăit pe mai mari noștri care au fost înaintea noastră. Acel lucru trebuie să dăm, acea învățătură frumoasă ca generația următoare a oastei Domnului să rămână, să se întoarcă înapoi, să nu se depărteze de Cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de Domnul Iisus. Mă bucur foarte mult că și în zona de când am venit și dinainte că am aflat că este un studiu biblic cu copiii. Cât de important este un studiu biblic. Și Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care se ocupă, care își dedică din timpul lor, își rup tot timpul lor pentru a învăța pe copii, pentru a le da o învățătură spirituală, duhovnicească. Este atâta nevoie astăzi. Ne uităm și mă îngrijorez de multe ori când văd că chiar din familiile care chiar și părinții au fost atât de credincioși, au fost atât de prezenți în viața copiilor și parcă copiii au luat-o prin alt drum. Nu vor să mai asculte. Nu vor să mai cunoască pe Dumnezeu. Nu mai recunosc. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și îmi pun întrebarea, oare ce va fi de copiii mei? Dar ceea ce atârnă de noi nu trebuie să ne repădăm, fraților. Și totdeauna trebuie să dăm ce este mai frumos din învățătură. Din învățătura pe care am primit-o de la părinți. Din învățătura pe care o primim zi de zi din adunare, din biserică. Să nu ne depărtăm de lucrul acesta. Și să rămânem alipiți de copiii noștri pentru a învăța și de a chema numele Domnului, de a ruga pe Dumnezeu. Căci Dumnezeu spune aici, Cuvântul lui Dumnezeu, a auzit rugăciunea lui Manoah. A auzit rugăciunea lui când a cerut cu un cuget curat. Doamne, ce să-i dau copilului meu? Am cunoscut o familie foarte bogată care au investit în copilul lor material. Nu ducea lipsă de nimic. Tânărul acesta a ajuns la o vârstă foarte fragilă. A început cu lucrurile lumii și s-a depărtat. S-a depărtat, deja era din părinților care erau departe, dar am zis atunci și m-au întrebat, la ce trebuie toată bogăția asta când copilul lor este pierdut? Când copilul lor era dus în tot felul de cămine de reabilitare și cheltuiau bani și bani pentru ca să-și recupere copilul lor. Asta înseamnă să nu investești în educația duhovnicească, spirituală și să investești doar pentru lume și pentru pământ. Iată ce vei culege. A trecut un fior așa în mine și am zis cât de important este pentru că m-am născut într-o familie credincioasă. Cât de important este căci am copii și vreau să-i cresc în continuare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o familie, părinți care m-au crescut într-o adunare, care nu au fost momente și pentru mine să mă depărtez, dar Dumnezeu m-a păzit. Toată învățătura cea de acasă m-a făcut să mă întorc înapoi, să rămân în adunare, să rămân înapoi la Iisus cel răstignit. Acel lucru trebuie și în copiii noștri să-i învățăm, ca la vremea potrivită și la momentul lor să-și aduc aminte, căci mama, tot ce i-a pus mama în inima lui, nu se va șterge niciodată. Își va aduce aminte că să se întoarcă înapoi la Domnul Iisus. Domnul să-L binecuvinteze pe micuțul de astăzi și să
Îi dau putere ca tânărul Samuel, ca atunci când va fi chemat, să rostească și el: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Iar mamei să se bucure ca și mama lui, mi se bucură inima în Domnul. Domnul să ne ajute pe toți ca să ne putem iubi cu toții și arăta o dragoste frățească unii pentru ceilalți, ca să ne putem vedea cu toții în împărăția Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul.